Pe varianta acestui deviz cu 50%, mărit la Casa de Cultură, explicația este următoarea. Cei care au făcut proiectul inițial au evaluat lucrările la Casa de Cultură la 18 miliarde. Nu mă întrebați de ce. Proiectul a fost câștigat cu 12 miliarde. Nu eram la vremea aceea aici ca să vă explic, să știu. Mergând împreună cu viceprimarul Ionită, care este managerul din proiect la Casa de Cultură, am constatat niște lucruri anormale. Spre exemplu, exteriorul clădirii era prevăzut numai să fie dat cu vară, la vară. Fără să se fie din nou finisat, să se facă acea temelie, ca să dăm un aspect. Sala de spectacol era prevăzută cu aceleași scaune pe care le știți. Holul de la intrarea la Casa de Cultură, de jos, era prevăzut să rămână în aceleași condiții. Și multe, multe lucruri care, din punctul meu de vedere și al viceprimarului, nu sunt corecte. Dacă facem o treabă, trebuie să o facem ca lumea. Adică trebuie să punem scaune în sala de spectacol, trebuie să refacem interiorul sălii de hol de la Casa de Cultură veche, sus la fel sunt o serie de modificări. Am scos acea societate comercială care funcționa în Casa de Cultură și acolo vrem să facem vestiare. Deci multe, multe lucruri trebuiau făcute pentru ca, în final, această Casă de Cultură să arate așa cum trebuie. Nu vă mai spun că, și vă dau un exemplu, poate l-ați mai auzit, în proiect erau prinși 20 de metri cubi de cherestea și trebuiau în final 80. Deci era invers. Deci cel care a prevăzut scândura necesară pentru acoperiș și pentru stau blat sau ce trebuia făcut acolo, a fost făcut, nu știu, la întâmplare. Deci multe lucruri au trebuit să fie completate. Ca atare, eu m-am trezit în fața următorului fapt. Mi s-a adus la cunoștință că, dacă vrem să facem aceste modificări, este obligatoriu să semnăm acest contract. Pentru că, dacă trec 40 de zile de la ultima plată, nu se mai poate face această suplimentare de 50% pe contractul inițial. Eu am, la vremea respectivă, nimeni nu m-a explicat și de azi dimineață încerc să dau de capăt la acest lucru și constat că iar am fost lăsat oarecum în offside pe ideea că primarul nu știe, nu întreabă și noi reușim să rezolvăm lucrurile. Nu dau vina pe nimeni, dau vina pe mine, încerc și sper să reușesc să fac o echipă care să-mi prezinte lucrurile în realitate așa cum sunt, pentru ca să nu mai am necazuri de genul ăsta. Cât despre faptul că, virgulă, continuu eu politică, dacă dumneavoastră o considerați așa, nu am nimic de comentat, mai mult de atâta, nu am ce să vă spun, nu am intervenit pe absolut nimic în acest proiect, toate propunerile de modificare, de completare, tot au aparținut viceprimar. Deci el a fost și noi am fost împreună și am văzut ce trebuie făcut. El a rămas după aceea și a făcut o listă. Trebuie să mai facem asta, asta, asta. Tot s-a consultat cu specialiștii. Am venit și am semnat pe contract. A trece de aici pe bănuiala că eu fac și trec și învârt, sunt lucruri false, așa cum multe lucruri le-am dovedit pe parcurs că au fost neadevărate.